trei tineri studenți au intrat în pielea primarului și a celor doi viceprimari ai Ploieștiului. S-a întâmplat în cadrul săptămânii tineretului, ce presupune o serie de evenimente organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova. Pentru a rezolva problema termoficării pe raza municipiului Ploiești, în momentul de față putem vedea, conform acestei dispoziții, că operațiunile vor dura aproximativ 72 de ore, în care vor fi oprite venele de izolare. Tinerii au putut să-și exprime părerile despre organizarea zilelor Ploieștiului. Nu punem să facă ceva, pur și simplu le arătăm ce înseamnă departamentele, ce înseamnă direcția. Au participat la o ședință operativă cu Direcția de Investiții, cu Hale și Piețe, cu SGU. Adică am intrat în zona asta și prezentăm general diverse departamente. Vă dați seama că n-am cum să... sau nu sunt în postura să le prezint un proiect, să spun ce se întâmplă. Și avem treabă în continuare. Adică la ora 1 vom discuta despre Termo Ploiești, despre bugetul de la Termo. La ora 2 și jumătate vom discuta, vom intra în comandamentul privind zilele Ploieștiului, în care, sigur, ei au un rol foarte, foarte important. Tânărul care a fost primar al Ploieștiului pentru o zi a privit totul cu o ușoară relaxare și nu a simțit presiunea postului, după cum el ne-a mărturisit. Cum e să fii primar? Momentan este foarte bine. Este o răspundere foarte mare. Pot imagina că în cei foarte mulți ani în care a fost primar a avut parte de niște provocări la care nu aș vrea să mă gândesc, deoarece nu cred că aș putea ieși cu bine. Dar în momentul de față, într-o zi de 2 mai, frumoasă, este foarte frumos afară, cred că nu se putea mai bine. Domnișoara Cazacu este viceprimar astăzi pentru o zi. Chiar am întrebat-o mai devreme dacă i-a plăcut să vadă activitatea diferitelor direcții. Mi-a mărturisit că i-au atras atenția urbanismul și Direcția Tehnică Investiții. Sunt bucuroasă că este alături de mine, sunt bucuroasă că avem onorați adolescenți, că altfel n-am cum să spun, și viitorul nostru alături. Ai impresionat anumite direcții ale primăriei, știai de existența lor? Știam că cineva trebuie să se ocupe de lucrurile acestea, dar n-am realizat niciodată până acum cât de mult stres și cât de multă responsabilitate vine odată cu toate proiectele care se întâmplă și nu mai e chiar așa de ușor să arăți cu degetul acum că da, uite, de aia se întâmplă X și de aia se întâmplă Y, pentru că ce ar trebui să știe? Ar trebui să aibă, evident, ca orice tânăr care vrea să reușească viață, dorință de cunoaștere și să, așa cum a spus și domnul primar, să iubească Ploieștiul și să aibă dorința de a face lucruri frumoase pentru Ploiești. Viceprimarul tânăr, da, de lângă mine, tânărul domn Rareș Irimia, este student la informatică, este foarte atent la ce se întâmplă aici în jur. Da. Am avut astăzi ocazia, practic, să văd cum funcționează primăria din interior, pentru că în ultimii 6 ani de implicare în comunitatea locală am avut mai mult contact prin exterior, nu și în interior, și o astfel de experiență este un bun prilej. Da, e diferit față de cum privești din exterior și cum se schimbă lucrurile când intri aici. Vă reamintim că Ploieștiul va fi capitala tineretului din România în anul 2024.